Situație gravă în județul Alba. Niciunul dintre cele 9 spitale nu are autorizație ISU. De vină nu sunt managerii unităților, ci birocrația care învin sistemul. Niciun spital care funcționează în județul Alba nu are autorizație de securitate la incendiu. Culmea este că nicio unitate nu poate fi amendată pentru acest lucru. Potrivit unei hotărâri de guvern, această autorizație este obligatorie doar pentru construcțiile care suportă modificări sau care sunt finalizate după intrarea în vigoare a acestei prevederi. Cum toate spitalele din Alba au fost construite înainte de anul 2006 și întrucât legea nu activează retroactiv, nu pot fi sancționate pentru lipsa acestei autorizații. Reprezentanții ISU Alba susțin că pacienții și cadrele nu sunt în pericol, pentru că ei efectuează periodic controle și instructaje cu personalul din unitățile sanitare.